Suntem cu toții necăjiți că n-am reușit să câștigăm acest meci. Din nefericire pentru noi s-a desfășurat și înainte de finală, în niște condiții speciale, cu o echipă care a avut unul din cele mai încărcate programe. Din 3 în 3 zile am jucat, a fost destul de dificil să putem să ne recuperăm și pentru această partidă. FCSB-ul a avut pauză, a reușit să pregătească meciul în cu totul alte condiții. E adevărat, n-am fost în cea mai bună formă de joc. O echipă bună, cu jucători talentați, cu jucători care au fost mai proaspeți ca noi, în primul rând, și datorită inegalității de forțe, a fost dificil să putem să facem față pe parcursul celor 90 de minute. Până la urmă, și acea greșeală care am făcut-o, cred că am făcut-o pe fondul ăsta de oboseală, n-am reușit să ne conectăm 100%. A fost dificil, dar am încercat. Nu cred că ne-am făcut de râs. Există amărăciunea înfrângerii, dar îmi felicit băieții pentru parcursul de până acum, pentru ajungerea în finală. Cine știe, poate să mai avem posibilitate și cu altă ocazie să jucăm. Tu ce credeți că va lipsi în această seară? Am spus, în primul rând, prospețimea. În primul rând, prospețimea, după aia, sigur, iarăși nu vreau să mă... Probabil că iarăși voi fi certat și analizat de toată lumea, că eu când spun ceva, toată lumea să interpretează vorbele mele și nu înțelege ce vreau să spun. Am spus că există inegalitate de șanse prin faptul că unii joacă și unii nu joacă. A mai fost o decizie care ne-a dezavantajat foarte tare prin faptul că un jucător de bază al nostru n-a putut să joace astăzi datorită ambiguității regulamentului. Am cerut o informare în scris de la Federația Română de Fotbal și n-am primit niciun răspuns până să înceapă jocul vis-a-vis de folosirea sau nu a lui Fülöp István. Deci, măcar să ni se spună, nu poate fi folosit din anumite motive. Nu l-am putut folosi, e adevărat, ne-a lipsit un jucător important care a adus echipa până aici, a avut o contribuție majoră și la calificarea în finală. N-am putut să-l folosim. Nu știu, am primit și eu mesajul respectiv, vă dați seama. Atunci când ești echipă mică, suntem obișnuiți. Și în semifinal am primit un penalti la un corner. Într-un meci de campionat am avut aceeași fază noi, n-am primit nimică. Deci depinde de cine ești, cum te cheamă, cât ești de înalt, de frumos, de bine îmbrăcat. După schimbările făcute de FCSB la pauză, ați simțit că aveți nevoie de încă un jucăș central în teren, în condițiile în care Tănase și Moruțan apăreau deseori în preajma care urmează cu cele... Adevărat, a doua repriză n-am mai reușit să menținem ritmul, am scăzut foarte mult, știu eu, puterea de a le face față, am coborât foarte mult liniile, sigur, nu ne-am dorit asta, nici nu am discutat despre lucrul ăsta, am încercat și eu cu două schimbări ofensive să facem mai mult, din păcate v-am spus, ne-a fost foarte greu pentru că frecvența jocurilor și subțirimea, dacă vreți, a lotului nu ne permite să folosim un 11 la fel de competitiv din 3 în 3 zile la fiecare partidă. Se pare că Dinamo va intra în carantină pentru 14 zile. Cum vă afectează asta în play-off și mai poate exista un sezon în aceste condiții? Păi am spus dinainte de partidă. Este un sezon compromis din punctul meu de vedere pentru că unii joacă, unii stau și acest meci a fost jucat în condiții, v-am spus, cu totul speciale. Dacă ar fi jucat și FCSB-ul cu CFR, probabil că n-am fi avut ce spune. Aveau și ei un meci, o echipă care te pune la treabă, cum se spune, ar fi fost egalitate de șanse. Din păcate n-a fost, iar sezonul este compromis clar. Și o serie de jocuri din play-out și o serie de jocuri din play-off amânate, vă dați seama, sezonul se prelungește, acești jucători n-au cum să... Nici nu am fost pregătiți vreodată în România să jucăm din 3 în 3 zile, acum o facem. Nu mai poți nici să te antrenezi, e destul de dificil. Cum comentați eroarea lui Dumitrov de la faza golului? Am spus, pe fondul oboselii pot apare și asemenea greșeli. Am mai făcut și altele în campionat, din păcate ni se întâmplă tot nouă. Se poate întâmpla în timpul unui joc să mai faci și greșeli. Probabil pe fondul oboselii a apărut și această eroare. De nepermis totuși la un jucător cu experiență.